Clădirea școlii gimnaziale Sfântul Vasile din Ploiești, cunoscută ca Școala 14, a început să se dezintegreze. Bucăți mari de tencuială și ziduri se desprind periculos, obligând Isus să securizeze zona. Un incident care se putea sfârși tragic s-a petrecut chiar pe 2 mai, când o femeie a fost la un pas de moarte după ce nu mult a lipsit ca o bucată din zid să-i cadă în cap. După incident, Inspectoratul de Stat în Construcție a arătat că este necesară o expertiză tehnică a clădirii, deoarece este foarte posibil ca aceasta să aibă o fisură în structura de rezistență. Domnule director, ce s-a întâmplat săptămâna trecută aici? S-a întâmplat că am fost ocrotit de Dumnezeu, dacă e să încep cu partea bună a lucrurilor. S-a desprins o bucată de tencuiala școlii și a fost la un pas să accidenteze, nu știm cât de rău, un trecător. E un eveniment care ne atrage atenția asupra necesității unor măsuri radicale și rapide pentru a pune în siguranță traficul și viața copilor. Cei de la Inspectoratul în Construcție am înțeles că suspectează că există o fisură în clădire și vor o expertiză. Da, am avut un control în sfârșitul lunii ianuarie. S-au depistat anumite probleme legate de infiltrarea apei. Împreună cu primăria suntem pe cale să rezolvăm. Vom face o nouă expertiză să vedem cât de afectată este partea de deasupra mea, această fisură care a apărut în urma ploilor. Ne mișcăm cât putem de repede pentru a nu avea timp mort, ci pentru a rezolva problema în cel mai scurt timp posibil. Este posibil ca acest incident să fi fost provocat de lucrarea incompletă făcută în urmă cu câțiva ani de primăria Ploiești cu șgheaburile? Îmi permit să nu avansez supoziții, nu sunt specialist, dar lucrarea aceea de acum câțiva ani, când s-au reparat șgheaburile, s-a întrerupt din lipsa fondurilor și e posibil să fie o cauză. Probabil că trebuie decolmatate șgheaburile, trebuie reparate cele care sunt în suferință. Dar nu, ideea nu e aceea de a găsi vinovața, de a puncta vinovații, ci e de a ne uni cu toții pentru a rezolva problema. Unitatea de învățământ a mai avut probleme în 1977, când o macara s-a prăbușit peste aripa școlii afectată acum de desprinderile de ziduri. Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, ne-a spus că a dat dispoziție pentru efectuarea demersurilor în vederea expertizării tehnice a clădirii, însă procedurile birocratice greoaie vor întârzia foarte mult începerea efectivă a lucrărilor de consolidare. Bunicii copiilor care învață la această școală spun că nu au cunoștință de pericolul fisurii din clădirea acesteia. Știți despre problemele pe care le are această clădire? Există o fisură în școala 14? Nu știu, știu de că am văzut acum 2 săptămâni mașina de pompieri care a oprit circulația și a dat jos molozul după acoperiș. Nu vă e teamă pentru siguranța copiilor de aici? Ba da, dar n-am auzit așa ceva că o fi fisură, nu știu. Ați văzut că este înconjurată clădirea, este sub protecție, știți de ce? Nu prea știu. Știți că există o fisură în clădire? Da. Vă e teamă pentru siguranța copiilor? Nu este, dar ce să facem? La școala gimnazială Sfântul Vasile din Ploiești învață în prezent 1250 de copii, aceasta fiind considerată cea mai bună unitate de învățământ din oraș.